Bine v-am regăsit, oameni frumoși! Sunt dr. Petruța Daniela Mihăilescu și, ca de obicei, vă invit în această seară la Canal 33 să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea Esența Creației. Astăzi avem o temă care ține de dezvoltarea noastră, de dezvoltarea noastră a tuturor, în primul rând pentru propria persoană și apoi pentru ceilalți. Tema se intitulează Dezvoltarea personală, o zonă de investiție pentru noi și este benefic, așa cum ne spune și invitata noastră, să facem această investiție. Alături de mine este o femeie deșteaptă și frumoasă, care vine din Brașov și care s-a dezvoltat personal în ultimii 10 ani în acest domeniu. Este organizator de evenimente, este formator, consilier dezvoltare personală, numerolog și a terminat facultatea de psihologie ca bază pe care să poată să creeze. Și bineînțeles și antreprenor, pentru că are propria afacere sub denumirea de Alexa Event. Bine ai venit, dragă Alexandra Mihărtescu! Bine te-am găsit, bine i-am găsit pe toți cei care ne urmăresc și ce să spun, mulțumesc pentru această prezentare minunată pe care ai făcut-o, mă bucur să te văd. Draga mea, nu am vorbit până acum, deși trebuie să spunem celor care ne privesc că este prima dată când ne vedem față în față, nu am avut ocazia pentru că așa au fost vremurile. Ne-am văzut pe Zoom, ne cunoaștem, da, și chiar am lucrat cu tine, dar o să povestim. Vreau să te întreb, ai mai fost la Canal 33 până acum? Nu, este prima oară. Deci, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce bine! Uite cum s-a unit Bucureștiul cu Brașovul. Foarte frumos. Și mă bucur că ești aici. Nu pentru ultima dată, sunt convinsă că... Oricând, cu drag, când am ceva de dat, când cei care ne ascultă vor să afle noutăți pe dezvoltare personală, spirituală, cu cea mai mare plăcere. Da, am numit emisiunea noastră Dezvoltarea Personală o investiție care merită, care este benefică, care este cea mai importantă, prețioasă. Și știu că faci asta de foarte mult timp, tu cu tine, dar și pentru ceilalți, prin faptul că ești organizator de evenimente. Ai multe emisiuni în Brașov la care ai participat, dar nu numai în Brașov. Ai fost invitat, te văd și te-am văzut mereu cu Anatol Basarab și vreau să le spun celor care privesc că am fost îndrăgostit așa de abordarea lui misogină, cum spun mulți și multe femei. Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru mine nu este... Este un maestru. Este. Și pentru mine și pentru mulți dintre noi. Da, și eu îl recunosc ca și maestru, pentru că aici vreau să ajung. Bine, aș vrea să mai spun că pe Edith Cadar de asemenea o iubesc foarte mult și trebuie să-i mulțumesc acum public, pentru că am această ocazie prin tine. A fost un om pe care l-am urmărit de, nu știu, 3 ani, cred că, și constant, perseverent, așa m-am încăpățânat, mi-a plăcut, îmi place stilul ei, știu că multă lume iarăși nu este de acord, dar sigur este o alegere pentru fiecare. Dar pentru că ai vorbit de maestru, mă gândeam acum să te întreb dacă este ușor în dezvoltarea personală să... Mai ai modele, să ai modele, e important să faci lucrul ăsta de unul singur, să citești, să studiezi, să faci sau să fii îndrumat, să mai, oricum, parcă mai puține modele în ultima perioadă. Depinde din ce perspectivă luăm, însă există două variante. Fie, într-adevăr, mergem de unii singuri, da? Și ne dezvoltăm și căutăm, zic eu că ne va lua mai mult timp. Dar este posibil și așa, mai bine decât deloc. Iar varianta mai scurtă este de a avea într-adevăr un model, un maestru, pe cineva pe care să urmezi, te poate ghida diferit. Dacă vorbim din punct de vedere numerologic, că nu am cum să nu fac trimitere și acolo, după anul 2002 este despre colaborare, este despre comunicare, este despre, da, eu cu tine, sau relație. Adică și... 2000 până în anul, exact, 3000. Exact, este 2-ul din fața anului 2000, care din 2000 încoace tot 2000, ne antrenează 20. În latura aceasta de colaborări, parteneriate. Prin urmare, dacă până în 1999 am mers cu unul în față și noi suntem generația cu unul în față, da? Mai, da, individualiști, mai haide unul singur, independent, știi cum ne spuneau ai noștri, dacă nu tu, atunci cine? E, acum nu mai este acest model, nu ne mai ajută energia. Energia este în direcția aceasta de colaborare, de a urma, de a depinde, dar nu într-un sens negativ, de un model. Și da, sunt modele, doar că necesită o mai mare atenție în a le selecta. Însă, acolo ca un mic sfat, fiecare are un detector interior care
poate să-i spună, uite, aici este un maestru sau un model pe care eu pot să-l urmez sau de la care aș putea să învăț, nu e neapărat nevoie să-l urmezi, dar pur și simplu să te ajute să înțelegi cum anume să abordezi lucrurile. Și se spune că toți avem probleme sau toți avem tot felul de provocări, mie îmi place să le spun provocări, însă există o diferență. Unii care vor să-și le rezolve și aceia merg în consiliere, în cursuri sau citesc cărți sau caută să înțeleagă anumite lucruri, iar alții care caută, nu știu, să dea poate vina pe cineva sau în exterior mai mult pe ideea aceasta. Și atunci întrebarea e cine vrea să le rezolve. Și cei care vor să le rezolve ajung în dezvoltarea personală și spirituală. Toți ajung mai devreme sau mai târziu acolo, adică să nu spunem că fiecare se dezvoltă personal. Doar că unii mai repede, unii mai lent, unii mai rapid, dar chiar și așa. Pentru că foarte mulți caută rețete, apropo de dezvoltarea personală, și am văzut de-a lungul anilor foarte multe persoane care mă întreabă în calitate de organizator cu cine, la cine să particip, la ce curs să vin, și tot timpul le spun, unde simți? Unde simți? Dacă mă întreb pe mine, eu îți voi spune da, pentru că participând la cursuri și recunosc că am început această parte de dezvoltare personală ca business, poate puțin egoist, pentru că am vrut eu să merg la cursuri, mi-a plăcut foarte mult partea aceasta, însă cel mai mare impact aici l-a avut soțul meu, care a zis, păi dacă tot îți place atât de mult, de ce nu faci ceva din asta? Știi? Adică de ce nu duci la alt nivel? Și pot să spun că datorită lui sunt astăzi aici, deci e cineva, vezi, un model pe care nu neapărat să-l urmezi, dar sau cineva care să te ajute, apropo de doiul acela. Da, a fost un sfătuitor, un sprijin. Este, da. Și bărbatul și femeia, nu? Trebuie să ne trebuie. Este important și necesar să ne asigurăm acest sprijin reciproc în momente cheie. Și uite, bine a făcut soțul tău. Da, felicitări. Este persoana minunată care intuiește foarte bine oamenii și zice, uite aici ar trebui să faci, uite aici. Și eu poate sunt un picuț mai sceptică, mai... El zice, stă liniștit și zice, las că te descurci. Inclusiv când a venit pandemia, eram tot așa panicoasă, că făceam... Evenimente... M-a luat panica, da, că da. Nu, sunt și eu, chiar dacă fac dezvoltare personală cu mine, apropo că discutam astăzi, da. Poate mulți consideră, gata, le știe pe toate, le rezolvă exact. Pe toate. N-are nicio problemă. N-are nicio problemă. Totul decurge. Stați liniștiți că nu-mi iese tot timpul, chiar dacă știu foarte multe lucruri. Nu înseamnă că știu să le și aplic sau chiar dacă le știu, nu înseamnă că le și aplic tot timpul, adică și mie mai dă cu virgulă, ca să spun așa, dar nu mă învinovățesc pentru asta, pentru că știu că dezvoltarea personală este un proces continuu. Și odată o să-mi iasă mai bine, altă dată mai puțin, dacă stau să mă opresc, să caut vinovați, chiar și în mine, nu fac decât să stagnez. Iau lecția, ce am avut, ok, data viitoare o să fac mai bine, dar ce vreau să rețină cei care ne ascultă și care fac partea aceasta de dezvoltare personală, că nu există o rețetă. Rețeta e proprie și personală, fiecare și-o dezvoltă pe parcurs. Și înțeleg că este important un model, chiar... Mă bucur că ai mintit de faptul că intuitiv noi simțim, însă, pentru că tot ai adus în discuția noastră anterioară intrării în emisie, cum faci să intuiești? Pentru că noi, sigur, nu o să discutăm acum că nu este subiectul și tema de astăzi, însă poate foarte puțin așa, cum să ne ascultăm intuiția? Numerologic poate ai vreo idee și vreun... Până la numerologic, în primul rând ar trebui să facem un picuț de liniște în interiorul nostru. Și aici probabil o să mă întreb, ok, cum facem liniște în interiorul nostru? Luăm o pauză, respirăm. Există mai multe variante care sunt simple. Nu știu de ce oamenii care vin în dezvoltare personală și spirituală caută chestii complicate, se așteaptă să fie foarte complicat și când îi zici că e simplu, se uită așa și zice, nu cred, eu nu cred că n-ai dreptate sau caută cumva să complice. Noi ca adulți ne-am obișnuit să, în loc să simplificăm, cum fac copiii, ai văzut, copiii simplifică, le dai exact. O problemă simplă și imediat vă rezultatul, dai aceeași problemă unui adult și o să se complice când da cu ghicitorile, de exemplu. Este destul de simplu, dacă vrei să vezi care este calea, îndrumătorul sau maestrul la care, pur și simplu ia o pauză. Sau dimineața când te trezești pentru că e mintea mai limpede. Bă, simt că trebuie să merg acolo. Ceva din tine îți va da răspuns în secunda, milisecunda 1. Da, acolo trebuie să fiu. După aia vine mintea care poate să găsească diverse justificări. Da? Și pe care aparatul justificativ, cum nu ascultăm. Spune. Sau n-ar trebui să luăm în calcul așa? Nu, ca nu neapărat să... că n-ar trebui. Trebuie să fim prietenă cu mintea noastră. Adică nu e vorba de a fi în conflict sau pe cine să ascultăm, pe cine nu. Pur și simplu să fim prieteni, apropo de doiul acesta de relaționare.
Este destul de greu. Știu, am fost și eu acolo în a afla cum anume să fac să fiu pe calea cea bună. Da. Și stați liniștiți că și acum mai am, poate sunt unde trebuie, poate nu sunt unde trebuie. Ultimul aport, știi cine l-are? Dumnezeu. Și zic, Doamne, facă-se voia ta. Facă-se voia ta, da, un semn. Sunt unde trebuie sau nu sunt unde trebuie. Iar dacă răspunsul este că nu sunt unde trebuie sau nu e calea care trebuie să o urmez, nu mă supăr. Mi-a plăcut să aud la Edith Cadar foarte frecvent, dar nu cred că este emisiune la care să nu spună, că acest lucru pe care tu l-auzi și Dumnezeu îți dă răspunsul, pentru că mulți se așteaptă că vine Dumnezeu și îți zice, da, fă așa sau nu fă așa. E, nu este vorba despre a face așa sau nu și nu e o voce care spune clar să faci sau să nu faci, ci este vorba de a merge cu ușurință în direcția aceea. Adică nu ți se întâmplă ceva negativ o dată, de două, de trei, înseamnă că este în regulă și pe calea cea bună. Dacă demersul pe care vrei tu să-l faci, fie că vrei să-ți cumperi o carte, o casă, dacă întâmpini greutăți și greutate și greutate și iar greutate și nu vine nu știu cine, și atunci înseamnă că nu e... E posibil intuiția să nu fii spune pe calea care trebuie. Exact, că nu e ce... Așa îți vorbește Dumnezeu. Da, știi cum era o vorbă la un moment dat, că Dumnezeu vorbește prin oameni. Exact. Da, și atunci îți va aduce diversi oameni, diverse situații prin care o să îți dea răspunsurile pe care tu le cauți, doar că trebuie să-și asculți. Asta vreau să zic, dar oare știm să ascultăm? Nu cum prea. Din dezvoltare? Da, exact. Nu prea. Se învață în dezvoltare personală. Da, da. Și Tine, este cel mai mare test, cred, că să învățăm să ascultăm. Spune-ne puțin despre acest lucru, că este important, eu însă mi-am trăit și am povestit înainte de emisiune, două situații au fost pentru mine personal. Intuiția, pentru că toată lumea, la toate cursurile la care merg de 10 ani, băi, ascultă-ți intuiția. Și foarte greu, nu știam care e intuiția, unde este, unde se găsește, ce înseamnă concret așa. Și iubește-te pe tine. Aceste două situații pe care le-am înțeles în ultimii ani au fost foarte pregnante și uneori mă și supăram pe un maestru, pe un profesor care tot spunea același lucru și eu nu știam cum. Așa că te parcă rog. Parcă vorbea limbi străine, nu? Da, da. Păi, ideea este în felul următor. În primul rând, poate pentru fiecare dintre noi ar fi bine să definim ce înseamnă acea intuiție sau la ce te-ai aștepta tu să fie intuiție, da? Pentru că sunt foarte multe păreri în exterior. Ok, dacă vrei să iei o părere din exterior sau o definiție a intuiției din exterior, stabilește care. Pentru că cu cât suntem mai neclari în ceea ce ne dorim, cu atâta nici nu știm când o să apară acele lucruri. Asta e valabil în toate, nu doar în partea aceasta de intuiție. Dar ca să fie ceva concret, apropo de latura aceasta concretă, uite, corpul îți transmite, nu știu, se face piele de găină, îți apare așa, wow, asta e, știi? Adică e un moment de wow și în corp, un moment în care te uiți, nu știu, uite, când intri în librărie și vezi o carte și uiți și zici așa, mamă, foarte, asta trebuie să o citesc. De așa sunt și alte momente în care tot un fel de intuiție este, da? Ceva din tine îți spune, mă, acolo trebuie să fiu, la cursul respectiv sau, nu știu, nu neapărat doar în curs, să vizitez un oraș, să fac anumite lucruri, acolo trebuie să fiu. Simți cum corpul îți transmite, acolo, îți dă o bucurie, îți dă o senzație așa de împlinire și de... curiozitate. De euforie, de entuziasm. Exact. Și simți în corp, efectiv simți în corp. Uite, simți... îmi place acest paralelism, pentru că în spatele tău acum este scris mișcarea, esența creației, are legătură cu această zonă. Eu am constatat din experiența mea personală că le este mult mai ușor oamenilor care fac mișcare, care practică sport, să fie mai atenți la corpul lor, cei care sunt în dinamică. Pentru că atunci când vorbesc de mișcare, nu mă refer doar la mișcarea de a face sport, a practica un sport, ci pur și simplu, uite, a face o mișcare bună în a-ți cumpăra un curs de dezvoltare personală. O mișcare bună este în a-ți asculta corpul și a fi atent la el și așa mai departe. Deci, și a-ți asculta sufletul, a-ți asculta inima, e tot o mișcare. Adică totul este mișcare. Până sufletul, inima, da, înseamnă intuiție. Da, nu? Da. Da, poate fi asociată cu intuiția din perspectiva asta. Dacă căutăm o definiție în text, bineînțeles că vom găsi cu totul altceva. Însă noi în dezvoltarea personală căutăm să înțelegem ce? Definițiile proprii, ale noastre, să ne înțelegem noi pe noi. Nu se merge pe ideea de șablon și de rețetă, cum spuneam la un moment dat. Adică, da, ok, dacă nu ești așa, nu ești încadrat, deci nu ești dezvoltat personal. De asta, lumea caută foarte mult partea aceasta de rețete. Dacă sunt aici, înseamnă că sunt dezvoltat, nu știu, 1%. Dacă sunt dincolo, sunt dezvoltat 5%. Sau dacă sunt... Nu despre asta este dezvoltarea personală. Sau nu, cel puțin nu așa o măsurăm. Tu în interiorul tău știi unde ești, cumva, cât mai ai. Nu trebuie să aștepți să-ți vină cineva din exterior să-ți spună aceste lucruri sau să-ți zică, da, ești, mamă, ce dezvoltat personal ești.
Adică nu te lauzi pe toate drumurile, cum se spune, ci simți tu în interiorul tău și până la urmă aici este barometru, ca să spunem așa, nu? Interiorul tău să-ți spună. Dar este și asta o etapă, Alexandra, în momentul în care ești la începutul cunoașterii și a cunoașterii tale, când intri în această problematică, începi să spui și altora și îți place și vrei și chiar te lauzi și te bucuri și ești încântat că uite tu ce ai descoperit și este un moment, da, și atunci sigur, da, și să nu fie de acord, să nu cunoască, dar ție îți vine să spui și cred că avem și un moment, e un proces și trecem și prin această situație în care ne împăunăm așa un pic. Am trecut și eu și am renunțat ulterior, mi-am dat seama că fiecare alege să facă această dezvoltare personală la timpul său. Există, recomand cu drag tuturor să descopere legile universului, cum avem legi aici, da, cele juridice, să le zicem, sau mai pământești, așa avem și în univers niște legi, iar una din legile respective spune că legea ritmului se numește, toate la timpul lor. Prin urmare, chiar dacă tu simți, și eu chiar pe propria piele, la început, când am început să merg la cursuri, să le organizez în stânga, în dreapta, prietenilor, mamă, haideți să vedeți ce mișto, ce lucruri faine aflați, și cumva îmi venea să mă duc să iau de acasă, dacă se poate, să îi îmbrac de pe scaun și să-i aduc la curs, pentru că pentru mine era atât de interesant și atât de, bă, cum să nu vrei tu să afli lucrurile acestea? Deci eram indignată, eram supărată, poate pe locuri eram furioasă, pentru că nu vrei să te dezvolți. Asta a fost așa o perioadă, până când, ok, unii dintre ei au venit și au zis că ok, ce e asta, nu înțeleg despre ce e vorba, de ce m-ai adus aici, ce caut eu aici, și mi-am dat seama că de fapt nu-i făceam în bine. Mă simțeam eu oarecum bine că hai că poate să afle ceva, dar lui nu-i făcea un bine, persoanele respective nu-i făceau un bine pentru că nu era pregătită. Da, de aceea se și spune să nu te bagi în viața celuilalt pentru că îi preiei o parte din responsabilități, din karmă, din misiunea cu care a venit. Corect. Și este important să știe oamenii acest lucru. Adică, cum se spune, schimbarea începe cu tine. Eu am început să mă schimb. Dacă cineva a venit să mă întrebe, uite, ce faci sau nu știu, ce cursuri organizezi sau știu ce anumite lucruri vor să afle, cu drag le spun, dar să mă duc să le spun, uite, știi, ar trebui să faci așa. Mai pic și eu în capcana asta, să fim serioși că nu sunt perfectă, da? Asta necesită să punctăm pentru că lumea se așteaptă de la formator, de la consilier, mamă, sunt perfecți, le știu pe toate și viața lor este minunată. Este o viață minunată, dar și cu bune și cu provocări. Da? Deci să ne înțelegem pe partea aceasta. Și mai am momente în care vreau să le dau sfaturi, să le spun, stați să vedeți că uite, aici ați putea să faceți așa, că aici dacă și numerologia, haideți să vă zic. Nu, am învățat să stau pe în banca mea, ca să zic așa, și să caut, nu știu, să fac eu în viața mea ce am de făcut și cine are de întrebat și cine are de, nu știu, de venit la un curs, de cerut, nu neapărat un sfat, o direcție, că sfaturi nu prea dau. Să știi că este o altă etapă, este încă un prag peste care noi trecem în acest proces de dezvoltare și spune-ne dezvoltarea personală. Durează 5 ani? 10? Toată viața? Am zis că este un proces continuu. Adică până când moartea ne va despărți. Exact. Da? De sufletul de corp, ca să ne înțelegem. Place. Da. Cum a spus la un moment dat o prietenă dragă care venise la un curs, până ne schimbăm adresa cosmică. Deci asta am zis că o să o țin minte. Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut la nebunie. Deci până ne schimbăm adresa cosmică și acolo vor fi alte lecții, bineînțeles. Dar în momentul de față nu pot să zic că este un termen anume sau știi că la expiră până data de, dacă nu se mai poate. Nu, e continuă. Și cum spunea Ana tot la un moment dat, dacă voi credeți că am venit aici să stăm degeaba, vă înșelați. Am venit să evoluăm, am venit să trăim până la urmă, nu? Și trăirea aceasta vine cu tot felul de situații, care noi le interpretăm bune sau rele, însă da, ele vin tocmai spre ajutorul ele nostru. Ele sunt doar situații. Da, mă, este foarte greu să ai abordarea asta. De fapt, lucrezi la ea. Este un exercițiu. Ca de altfel, în dezvoltarea personală, exersarea e mama învățării, ca și în altele. Da? Și într-adevăr e un exercițiu foarte bun în care să exersezi, ok, situația aceasta, nu știu, replica pe care am primit-o de la persoana aceasta e doar o replică. Eu aleg să o interpretez într-un mod bun sau mai puțin bun. Și este un exercițiu de conștientizare, în primul rând. Adică trebuie să-mi dau eu seama de ce anume spune maimuțica în capul meu, adică mintea. Și în momentul în care suntem pe pilot automat, clar, acolo nu prea suntem prezenți. Și aici recomand cu drag tuturor cartea lui Anatol, Viața care ne trăiește, da? Să vedeți cine este la volanul mașinii voastre sau vieții voastre, ca să spunem așa. Nu cumva să nu fiți, nu știu, poate în dreapta sau prin portbagaj.
da? Mai în glumă, mai serios. Sau alergând în spatele mașinii, s-au prins. Sau deloc în mașină, da? Adică cumva să vă treziți că viața vă trăiește pe voi și nu voi pe ea. Da. Că atunci chiar, dar când vă dați seama, când faceți pe pilot automat, când, nu știu, ați ieșit dintr-o situație și tocmai v-ați dat seama, vă uitați cumva așa retrospectiv și ziceți, bă, dar unde am fost eu? În reacția pe care am avut-o, unde am fost eu? Ei, atunci ai fost pe pilot automat. Cu cât ai mai multe conștientizări de genul acesta, ok, ce am făcut acum, exersezi și din exercițiu în exercițiu o să devii conștient în timp ce faci. Și după aia, de la un punct, o să devii conștient înainte să te-a pus să faci. Este un mușchiuleț care trebuie antrenat. Exact. Băi, vezi, da? Ca la sport. Da, ca peste tot. Da. Da. Deci există acest mușchiuleț al creierului, al sufletului, al oricui, tocmai pentru a putea ajunge acolo unde ne dorim, nu putem. Și oricum, dacă ajungem acolo unde ne-am dorit, nu înseamnă că ne-am oprit. Sigur, ne-am dorit, poate, vis-a-vis de partea materială, o casă, o mașină, o funcție mai bună, important. Da. Dar poate ne dorim în spiritualitate să fim inițiați, iluminați și așa mai departe. E, oricum, nu ne oprim acolo. Nu, păi de acolo nu continuă, da. Da, se spune în dezvoltarea personală că este bine să nu-ți faci obiective, cel puțin cele mari, da? Scopul în viață, îi mai spunem noi, să nu fie, nu știu, un obiect sau, nu știu, o mașină, un copil chiar, ci să fie mai degrabă o stare. Adică, uite, scopul vieții mele, să am, nu știu, sau cum ai zis tu că vrei să ajungi la 120 de ani, da? Uh-huh. Dar cum? În cu sănătate. Anume. Da, în, okay, sănătate. În sănătate, deci, cu o stare fericită, să te vezi, nu știu, cum dansezi, cum te miști, cum petreci, cum ai o stare sufletească, fizică, psihică, emoțională, de excepție, da? Pentru că dacă va fi nevoie, nu știu, de o vilă cu piscină, va fi și aia. Dacă va fi nevoie de, nu știu, un soț, o soție, va fi și acela. Nu zic că e greșit sau corect să-l ai sau să nu-l ai, ci pur și simplu restul lucrurilor vor veni de la sine. Este bine ca obiectivul principal al vieții noastre, de acolo sunt obiectivele mai mici, este absolut normal să avem obiective, dar ăla mare să fie o stare. Alexandra, este important să ne detașăm oarecum de lucrurile, de situațiile, de relațiile, de comportamentele care cumva ne agresează? Spun acest lucru și te întreb, pentru că eu personal mă mai uit la televizor de mai bine de 10 ani. Și nu o spun ca laudă, nici cum. Spun că era un stres pentru mine, știam știrile, urmăream, mă supăram, tot ce consideram că este nedrept, trăiam și eu și sufeream pentru nedreptăți și așa mai departe. Și atunci am ales să nu mă mai uit la televizor, mă mai uit, recunosc, doar în situațiile în care sunt Jocurile Olimpice, din nefericire anul trecut am avut parte, avem anul acesta, în situațiile în care sunt alte evenimente sportive și îmi plac, îmi place să mă uit la fotbal, îmi place să mă uit la multe alte lucruri legate de evenimente sportive și cu copiii câteodată când își doresc să vedem un film sau desene animate împreună. Dar atât. În rest, sigur că avem și telefon, adică n-aș zice că mai avem niște variante, nu pot să spun că nu mă uit pe telefon la alte lucruri, însă televizorul la mine în casă nu funcționează decât atunci când sunt copii. Și Cum, sau ce ai putea tu să spui în situația asta în care să ne detașăm, cum să procedăm? Păi, în momentul în care trăiești conștient, în momentul în care, în ce vreau să spun prin a trăi conștient, în momentul în care tu conștientizezi sau îți dai seama, ca să nu folosim neapărat cuvântul a conștientiza, că poate unora li se pare mai complex, în momentul în care îți dai seama de acel monolog, poate dialog din capul tău, adică de ce mă gândesc la aceste lucruri, de ce mă supăr acum, de ce, adică să fii conștient de gândurile acelea pe care le ai, să știi că poți să te uiți la televizor fără să te enervezi și doar să vezi o realitate care este acolo, dar fără a te atașa de ea, exact cum ai zis și tu, sau fără a o lua personal, ca să spun așa. Dacă totuși în tine stârnește oarecare emoție, oarecare reacție, înseamnă că undeva acolo există în tine ceva din ceea ce vezi. Până la urmă, nu este întâmplător. Dacă ni se apasă un buton în interiorul nostru, de exemplu, și ne supărăm, înseamnă că undeva acolo avem ceva de rezolvat. Este un principiu în dezvoltarea personală, dar în momentul în care avem o emoție, o reacție, cum am spus, înseamnă că acolo e ceva de rezolvat. În tine, nu în celălalt. Că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, noi cu noi suntem 24 din 24, iar noi cu ceilalți, nu știu, o oră, două, trei pe zi și uneori nici atât, și totuși ne dorim nu să-i schimbăm pe ceilalți mai mult. Nu, important e să ne uităm în interior și să ne întrebăm, de ce, nu știu, m-am supărat, de ce m-am enervat, de ce
Mi s-a întâmplat asta. Adică să nu îndepărtăm neapărat sursa, să lucrăm cu ea. Exact. Și în timp, acea sursă nu o să mai fie una care să ne agreseze sau să ne producă... Exact, dacă rezolvăm înseamnă... noi. Dacă da, rezolvăm și aceasta noi. Înseamnă o etapă superioară? Nu știu dacă aș numi o neapărat o etapă superioară, dar este o tehnică de a lucra cu tine. Sau o etapă în dezvoltarea personală. Acum, n-aș vrea să mergem pe clasificări, pe lucruri de genul acesta, pentru că am spus de la început, nu cred că dezvoltarea personală e pe clasificări, pe etape, știi? Dar, într-adevăr, ca în orice, poate exista o ierarhie. Da, cineva este la început de dezvoltare personală și de drum, altcineva este, ca și în viață, nu? Unii sunt mai experimentați, adică, până la urmă, poate au, nu știu, au 80 de ani și au o experiență de viață. Față de un copil, nu știu, de 2 anișori, care nu are aceeași experiență de viață, cu... adică există o comparație de genul acesta, dar nu e o comparație cu modul de inferior. Superior. Pentru că e ca și cum ai compara, nu știu, mere cu castraveți. Și atunci, știi, compari un copil de 2 ani cu unul de 80 de ani, fiecare are rolul lui la etapa la care este. Sau cum ai compara, nu știu, pe cineva din clasa 1 cu clasa 5, că de ce nu are cunoștințele din clasa 5, cel din clasa 1. Adică sunt comparații care nu sunt pe același nivel, dacă e să facem comparații. Nu sunt adepta comparațiilor, dar totuși, dacă e să vrei să faci o comparație, fii atent să fii cumva... Să vorbești despre același lucru, să nu fie trimiteri diferite. Alexandra, am trăit cumva în comparație și trăim în continuare, pentru că, uite, și reclame la televizor apar tocmai pentru a arăta ce frumoasă este nu știu cine care și-a făcut nu știu ce, ce creme nu știu de care, și chiar vorbeam cu un coleg, îmi spunea că este mai important ambalajul acum și se face reclamă, dacă îmi spunea, urmărește reclamele să vezi, că în reclame se vorbește foarte mult de schimbarea ambalajului, nu la ambalaj al produsului, și ne uităm mai mult la ceea ce este în afară decât la ceea ce este înăuntru, la carcasă. Și atunci sigur că oamenii se compară, pentru că văd. Când nu aveam televizor, poate nu aveam cu ce să ne comparăm. Acum vedem mult pe stradă, vedem mașini a vecinului, vedem casa. Este în instinctul nostru oarecum să ne comparăm. Dacă ne raportăm la carcasă, ok, este în lumea aceasta fizică, concretă, un mod prin care noi să ne dăm totuși seama, în prima fază, cel puțin în prima etapă, despre persoana respectivă sau despre obiectul respectiv. Adică mă uit la sticla aceasta și trebuie să-mi dau seama că este sticlă. Mă uit la o persoană și îmi dau seama, este mai înaltă, mai scuntă. Dar nu o fac cu scopul de a judeca sau cu scopul de a zice, a, uite, e prea înaltă, e prea scundă, e prea, nu știu, plinuță, e mai puțin plinuță, e nu știu cum anume. O fac cu scopul pur și simplu de a constata, de a observa. Adică dintr-o perspectivă neutră, să-i spunem așa. Nu dintr-o perspectivă de critică, nu dintr-o perspectivă de judecată în sensul ăla de comparație. A, ok, dar ea e mai înaltă și cealaltă e mai scundă. Ok, și atât. Dar noi avem tendința să mergem mai departe. A, nu, că e mai bine să fii înaltă decât scundă, sau e mai bine să fii scundă decât înaltă, sau e mai bine să ai mai kilograme în plus sau în minus, sau, știi? Și începem să judecăm și să facem comparații la nivelul acesta. Comparațiile nu sunt greșite, dar când le facem din perspectiva asta că e mai bine așa și mai bine așa, atunci nu prea mai sunt benefice. Ne ajută dezvoltarea personală să scăpăm de judecată? Eu zic că da. Există, da? Pe mine m-a ajutat, nu înseamnă că nu mai pic în capcana aceea de a judeca, mai ales că cu toți suntem învățați încă de micuți să facem judecăți, dar caut după aia să văd, ok, totuși de ce am ales să fac acea judecată, cu ce m-a ajutat, la ce mi-a fost de folos, ce mi-a proiectat acel om sau ce mi-a reflectat. Noi vorbim foarte mult de oglinzi și probabil ai auzit și tu de oglinzi, da? Totul în jurul nostru ne oglindește. Uite, eu, pe cei care ne ascultă, i-aș întreba așa. Ce te face să crezi că un om este mai bun sau mai rău? Că dacă totuși ne uităm la o aceeași persoană, da, să zicem la mine, poate unii mă simpatizează, alții nu mă simpatizează. Și este absolut normal. Dar ce face totuși pe cei care să mă simpatizeze? Să mă simpatizeze, iar pe ceilalți nu, pentru că eu sunt aceeași persoană. Practic, ei apasă butoane diferite. Sau oglinda mea, sau eu însuși, cumva, oglindind, ei se oglindesc în mine, dar apăsând butoane diferite în interiorul lor. Și atunci, ori să zică că sunt mișto, sau să zică că nu sunt mișto. Dar eu nu sunt nici cum zicea Anatol Basarab, adică nu sunt nici așa, nici așa. Depinde ce ai văzut tu în mine. Dar ce vezi tu în mine e în tine. Apropo, vorbim de oglinzi, nu? Da, foarte greu. Eu am auzit prima dată acest lucru la psihologa mea din Pitești, cu care făceam terapie, individual, dar am făcut și de grup. Ăsta a fost lucru care mi-a spus, dar tu semeni cu acea persoană. Și foarte greu mi-a fost. Am și zis, nu mai mi spune că deja nu mă vedeam deloc. În timp am început să înțeleg, acum deja știu atât de bine și
m-am regăsit în anumite situații, că lucrurile nu sunt chiar atât de, când te vezi în celălalt, exact, că ești fix persoana aceea. E nevoie de lucru, dar inițial așa crezi, ai tendința să crezi că fix așa ești. E, în momentul în care lucrezi... Da, venim și cu traumele acestea ale comparației. Apropo de numerologie și că discutam de cei care suntem cu unul în față, născuți până în 1999, da, am avut unul, este pe tendința asta de comparație, de competiție, de eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai tare, și atunci avem oarecare traumă în direcția aceasta, da? Și în momentul în care cineva spune doar că semeni cu altcineva și dacă de persoana respectivă nu-ți place, gata, ți-a atins acolo, ți-a apăsat butonul, programul care, știi, comparație. M-a cumpărat mama, tata, nu știu, la școală trebuia să fiu iarăși comparată. Și atunci, pe pilot automat, când ești, ce? Vei reacționa. Nu acționezi, ci reacționezi. Când apare reu în față, de fapt, acolo e pilot automat. Și este oarecum normal. Dar la astea trebuie să fim atenți, de fapt. Alexandra, este nevoie de o pauză de publicitate. Avem pauză de publicitate, revenim după. Care ne influențează? Libertatea acțiunilor. Înțelegeți dumneavoastră? Noi numai liberi nu suntem. Care este procedura de a apela la un fond de investiții când atragem capitalul? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre ceea ce înseamnă darurile deșertului. Sunt dr. Petruța Daniela Mihăilescu și vă invit să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Discutam despre campania de vaccinare, cea care a luat spuma tuturor știrilor în această săptămână și ne-am mișcat destul de bine. Putem să devenim stăpânii propriei vieți. Cel puțin așa susține invitatul meu, Gabriel Manolache. Cred că prima cheie este nevastă. Erau trei chei, nu una singură. Trebuie să vă atrag atenția că deciziile pe care le luăm, chiar dacă nu sunt aspecte conflictuale neapărat, pot deranja persoanele foarte apropiate din cauza lui Marte în rac. Avem îndrăzneala și curajul de a dezvălui anumite adevăruri, uneori incomode. Nu știi ce este înfrângerea. Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă și pe tine, Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu-ți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie sau dacă nu în copilărie, în adolescență? Dedic această ediție reinventării de sine. Nu cred într-un destin care ți-a fost scris și acum trebuie să te supui lui. Nu. Stă în puterea mea să schimb ceva. Este o emisiune care a început în perioada grea a pandemiei, pentru că în perioada grea a pandemiei tot mai mulți s-au reîntors pe carte. Mereu am zis că eu mă ocup cu călătorile atât interioare cât și exterioare. Discuta despre adolescență în condițiile unei lumi bulversate. Să vedem ce se poate face, ce există, ce înseamnă antreprenoriat social în România. Vă invit să discutăm. Am revenit împreună cu Alexandra Mihărtescu. Am spus formator, consilier de dezvoltare personală, numerolog, antreprenor
și așa mai departe. Ele toate se leagă între ele, pentru că poate o să spună cineva, ok, hotărăște ce ești, dar ele se leagă, toate au de-a face cu partea aceasta de dezvoltare personală. Nu am devenit de la început formator, de exemplu, sau numerolog, ci de-a lungul timpului tot participând, pentru că am spus, am început această parte de organizare de evenimente din dorința de a participa și de a cunoaște lucruri noi. Și odată cu timpul, după ce am început să le cunosc foarte bine, participam la fiecare și particip în continuare la fiecare eveniment pe care îl organizez, cu mici excepții. Și atunci tot timpul am acumulat informații și oamenii când mă auzeau, uite, vorbești, dar ce mișto explici. Hai, nu vrei să ții curs de numerologie, hai, nu vrei să ții curs de, nu știu, consilier sau. Și atunci au venit de la sine, apropo de alegeri. Când vine așa odată, nu știu, cu fluxul, să zicem așa. Firesc. Firescu, exact. Natural. Vine o persoană, îți spune, vine a doua, vine a treia, sau ești în situația în care chiar ești nevoit, poate să faci anumite lucruri, alea sunt semne, sunt moduri de a lui Dumnezeu să prin care vorbește cu tine, știi? Adică zice. Iar dacă apare Trinitatea, adică treiul, și de trei ori ți s-a dat semnalul, uite, în direcția respectivă, înseamnă că acolo este ceva de urmat și este bine să fii deschis să mergi pe acea direcție. Nu este obligatoriu să și rămâi, poate, dar e un semn, da, de la Dumnezeu. E un semn și este o alegere oricum, orice ar fi, facem aceste alegeri, conștient sau inconștient. Eu îmi dau seama câte alegeri am făcut, nu știu cât de inconștient, dar pentru că de unele aveam cunoștință, îmi dădeam seama că nu e bine, dar ceva mă îndruma totuși să fac acel lucru. Poate că mă consideram eu mai bună, mai, las că arăt eu că sunt, e mai bine așa. Aveai ceva, poate de goal meu, poate, da, sigur, erau mai multe care lucrau la... Un moment în care îți dai seama că cumva ai atins o oarecare dezvoltare personală, e că nu mai consider că e ceva anume de demonstrat celorlalți, cel puțin, sau de demonstrat, pur și simplu ești. Și cam atât. Adică, ok, faci lucruri în continuare, cu pasiune, cu bucurie, cu toate emoțiile pozitive posibile, dar nu le faci cu scopul de a demonstra. Alexandra, haideți să spunem celor care ne urmăresc că pot face și cu tine cursuri, că pot alege acest... Cu mine, cu oricine, cine da, rezonează. Sigur că da, nu ești aici întâmplător, am rezonat, ne-am întâlnit chiar în perioada de pandemie și eu mi-am dorit să fac anul trecut, de fapt în 2019 către 2020, un curs de formator și de consilier de dezvoltare personală. Și nu știu cum ai apărut tu cu acest Alexa Event, pur și simplu, te-am căutat, am găsit-o pe Georgiana Ceaușilă, pe care o salutăm și căreia eu îi mulțumesc personal pentru... Și eu, și, pentru că da, colaborăm de atâția ani. Am înțeles, da, de la ea de mulți ani și mi-a plăcut foarte mult, am făcut aceste cursuri cu ea anul trecut, a fost cumva o alegere conștientă a unei persoane anume, chiar pe ea am ales-o și pentru că vorbeam de alegeri și că ți-am povestit, al doilea curs l-am făcut primul pe cel de formator și ulterior pe cel de consiliere dezvoltare personală, așa cum se numește el în nomenclatorul de meserii. Și îmi spune, păi tata, tu te-ai înscris la cel pe care îl susține Alexandra. Dar eu nu vreau la Alexandra. Păi da, acolo te-ai înscris. Rezonase da, nici nu te știam, decât nu făcusem niciun curs cu tine, te cunoșteam, dar pentru că nu lucrasem cu tine niciodată, am avut această respingere. Exact cum spuneam mai devreme, necunoscându-te, neștiind lucruri despre tine, nici că ești înaltă, scundă, slabă, grasă, nimic, nici ce vârstă ai, absolut nimic, pur și simplu am reacționat pentru că deja făcusem cu ea primul curs. Și este absolut normal, dacă simțeai că deja te-ai obișnuit cu ea sau ai de învățat mai multe de la ea, te duci la ea. Adică eu nu văd o competiție partea aceasta de dezvoltare personală, că suntem foarte mulți traineri, inclusiv pe aceeași tematică. Fiecare vine acolo unde trebuie să fie și noi ca formatori, când avem anumiți cursanți, și sunt oglinzile noastre, și noi pentru cursanți și ei pentru noi. Nu pot să spun că vai, trebuia să vii la mine sau de ce te-ai dus încolo. Nu, chiar chestia asta, aici îmi place că nu există competiție. Eu nu o văd. Poate alții o văd ca o alții competiție. O văd, sigur. Eu nu o văd ca o competiție. Eu știu și am învățat de-a lungul timpului, nu am știut-o dintotdeauna, că cine are să fie acolo, va fi acolo. Și eu am învățat această lecție. Nu e corect sau greșit. Exact. Și am avut poate persoane care țineau foarte mult să ajungă la un curs, nu neapărat al meu. Și universul a făcut în așa fel încât acolo nu a ajuns. Nu era momentul.
inițial s-a supărat, tot felul de, știi, de reacții din acestea. Și am spus, nu este momentul, dacă nu este momentul, sau mă spună, da, dacă nu mai e, când mai e cursul, dacă o să mai fie, dacă nu o să mai fie, îi vezi, agitați, îi vezi, dacă nu se poate acum, înseamnă că nu e momentul. Caut cumva să-i și liniștesc, pentru că mulți intră în contact cu mine atunci când vorbim de cursuri, de organizare, și să îi fac să înțeleagă că toate au un timp al lor și să-i mai opresc poate un picuț din alergatul ăsta și din trebuie acum, trebuie, că dacă nu e acum, dacă nu o să mai fie. Dacă nu o să mai fie, nu o să mai fie, la fel de bine. Înseamnă că n-a fost să fie. Uh-huh. Adică ne punem așa niște targete și după aia ne atașăm atât de mult de ele și de aia de multe ori, fie că le atingem, fie că nu. Dacă le atingem, o să ni se pară așa, ok, gata, am obținut. Nu mai e entuziasmul respectiv. Iar dacă nu le atingem, iarăși ne supărăm. Adică oricum negativ într-o oarecare măsură. Când el pur și simplu e o experiență. Nu știu. Ai povestit de trecerea aceasta de la fizic la online și pot să spun că și pentru mine a fost o bucurie, deși n-am văzut-o așa, ca și tine. Am avut o reacție. În prima fază nicio, da, am reacționat. Și a fost atât de bine și am făcut cursurile cu Anatol, mi-a plăcut foarte, m-au ajutat, chiar m-au ajutat serios și m-am bucurat că am fost acolo și prin tine, ceea ce a venit așa de undeva, pentru că nu am ajuns prin alte cunoștințe, în alte zone. Sunt într-adevăr, cum ai spus și tu, foarte mulți, dar eu am nimerit, așa m-a trimis Dumnezeu la voi. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie și eu mulțumesc pentru acest așa a fost să fie. Cumva am cununat oamenii pe care eu îi ascultam, uh-huh, și pe Anatol și pe Edith și pe Cristela și oamenii pe care tu, de fapt nu pe care tu, cu care tu colaborezi. Da. Oamenii sunt la tine în colaborare. Am și tu colaborat le... și cu alții și, și cu Soada, și cu Soada, și cu Romeo, și cu Oreste, și cu Doru. De-a lungul timpului am colaborat cu foarte mulți. Unii au plecat, alții au rămas, au venit alții noi, și cu Ana Sorescu, care face EFT, pe care o salut cu drag. Au fost momente și momente, apropo de atașamente. Cât a fost să colaborăm, a fost foarte bine. Cât nu, la fel de bine este, adică nu țin să colaborez cu cineva anume sau să nu colaborez cu cineva anume. Ce am observat de-a lungul timpului, că important este să simt eu că rezonez cu informația pe care acel om o transmite. Și dacă ajung să nu mai colaborez, nu înseamnă că nu mai rezonez, dar undeva, într-adevăr, probabil nu mai există un punct comun. Uh-huh. Dar nu este o capă de țară, da, cum se nu spune. E o capă de țară. Adică ce am văzut de-a lungul timpului, când am oprit o colaborare, din diverse motive, adică am rămas prieteni, pur și simplu fiecare a mers pe drumul lui, că până la urmă nu trebuie să avem toți același drum, a apărut alt om. Sau s-au așa întâmplat se alte spune, lucruri. Da, da. Pur și simplu toate s-au legat atât de frumos încât nu pot să zic că sunt supărată că colaborez cu cineva și cu cineva nu. Deci chiar nu. Nu le văd așa. Poate la un moment dat le vedeam, dar acum nu. Așa și este. Sigur le vedeam, pentru că n-aveam cum să nu fim și acolo ca să putem să trecem pe partea cealaltă a monedei. Suntem și duali în același timp. Da, trebuie da. Să comparăm cu ceva. Adică trebuie să fie și rău ca să știm când e bine, trebuie să fie și bine ca să știm cum e atunci când n-am recunoaște, pentru că așa funcționează, cred. Da? Stocate acolo toate informațiile. Doar că noi rămânem cumva fixați, ancorați în acele momente. Și aici maestru foarte frumos spunea, problema nu este că avem diverse, nu știu, emoții, stări, situații. Problema e că rămânem în ele. Așa este problema. Nu este o problemă că ești trist. Nu este nici măcar o problemă dacă chiar ți se întâmplă ceva negativ. Problema e când rămâi acolo. Se și spune, dacă ai căzut, nu este importantă căderea, ci este importantă ridicarea. Corect. Și de câte ori cazi, este important să te ridici. Oricât Corect. De grea ar fi această ridicare. Iar... Și noi cunoaștem oameni care s-au ridicat. Care s-au ridicat. Joe Dispenza este un om care a trăit niște momente și eu cunosc Foarte o persoană pe care o să, da, am invitat-o deja să vină aici și să spună o poveste de viață extraordinară vis-a-vis de această cădere totală și aproape că nu mai ești. Din alea înveți cel da, mai mult. Da, și renaști ca pasărea Phoenix. Aș vrea să punctăm ceva până la sfârșitul emisiunii, că nu mai avem mult timp. Ce repede la dispoziție, da. Timpul este și când nu e este. Cu plăcere, parcă nici nu ai... Da. Și vine din suflet, da. Real și autentic. Corect. Și am avut tendința la un moment dat să mă înscriu la... în Asociația Numerologilor din România. Am găsit acolo informația. Așteptăm tot cu drag. Da, da, asta am vrut să spun. Am găsit informația, am rezonat cu ea, nu am făcut cursul de numerologie și
mi l-aș fi dorit, dar în perioada în care Anatol Basara, pentru că face mai multe lume, dar eu cu Anatol vreau să-l fac. De la Anatol știu mare majoritate. Toată lumea, da, am văzut că face și Ionuț Agachi, și probabil că sunt mai mulți. De la Anatol am plecat toți, ăsta este adevărul. Și trebuie să-l recunoaștem ca maestru, da, și eu vreau să fac cu maestru. Da, și eu, de când mă sună lumea, că și eu țin curs de numerologie și mă sună să fac cu tine sau să fac cu Anatol, zic că asta e întrebare retorică, cu Anatol, adică dacă vrei, mergi direct la maestru. Eu nu pot să zic că știu mai multe decât Anatol, eu încă mai am de învățat de la el. Da. Deci, e o întrebare... Și atunci n-am putut face cursul, m-am gândit cum să mă înscriu eu în asociație dacă nu sunt, n-am avut contact. Dar nu trebuie și... să fii neapărat să fii făcut curs, ci pur și simplu să fii pasionată de numerologie și să dezvolți. Sunt și am constatat pe parcurs importanța numerelor și a cifrelor, pentru că și aici este o diferență între număr și cifră și tot de la Anatol am auzit-o, în așa fel încât vreau să fiu acolo și o să fiu, dar aș vrea să spui celor care ne privesc acum și despre această asociație și despre cursurile pe care tu le faci. Vorbește mai mult despre ceea ce tu faci, pentru că acum poți să faci online și în Papua Guinea, deci oriunde poți să fii. Planeta și din America și din Paralea, da, 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 da. Români care, uite, avantajele pandemiei, da? Sunt foarte mulți români plecați în afară, asta se știe. Trebuie să te anunț, că mai avem 3 minute. 3 minute. Da? Și le-am oferit ocazia de a participa la cursuri la care nu ar fi avut, adică ar fi fost și foarte costisitor și ca timp să ajungă exact. În România, mult mai complicat. Și atunci, din confortul fiecăruia, de oriunde ar fi, a putut să participe la cursuri. Într-adevăr, există și dezavantaje la modul că nu ești față în față cu omul, să... dar și cum e, avantaje și dezavantaje sunt întotdeauna. Prin urmare, noi alegem să ne uităm la avantaje. Iar Asociația Numerologilor vă recomand cu drag toți cei pasionați de numerologie, de cunoaștere, în primul rând, nu doar de numerologie. Anatol este cel care a pus bazele alături de Adriana Nicolae. Și creștem de la an la an. Anul acesta avem din nou congres. Este al treilea congres al numerologilor, da? Unde discutăm despre vectorul 47, undeva în luna octombrie. Avem timp, da, să ne înscriem, să plătim o taxă. O să fie oricum promovat și cu siguranță se va afla. Și anul trecut a fost. O să fie online sau în fizic? Anul trecut a fost online. Acum vom vedea, probabil le vom combina. Dacă ne va permite timpurile, ne vor permite timpurile să fim fizic, vom fi și fizic, dar cu siguranță vom face și transmisiune live. Toți cei din afară ne-au rugat extraordinar de mult să nu renunțăm la online când începem. Correct. Și deja mă gândesc la echipamente și la ce e necesar pentru a putea rămâne și. Uh-huh. Adică în momentul în care facem live fizic în sala de curs, să se poată face transmisiune și pe Zoom pentru cei care nu pot să ajungă în sală. Și atunci, cei care doresc să afle mai multe pot să intre pe asociația numerologilor.ro, unde pot să descopere despre numerologie și cu ce ne ocupăm. Și pe alexaevent.ro. Și pe alexaevent.ro pentru evenimentele pe care eu le organizez, alături de colaboratorii mei. Cursurile pe care eu le țin, chiar săptămâna viitoare va fi un curs de numerologie, modulul 2 cu mine. Pentru avansați. Care în iunie nu este avansat, este modulul 2, al treilea modul, cel de avansați, este cu Anatol Basarab, care începe luni. În weekend vom fi cu Edit. Da, de mâine, adică. Relația. Da, de mâine dimineață începe relația mamă-copil. Îmi place, da, foarte mult, o să fiu și eu acolo. Da, vă așteptăm cu drag să, dacă vreți să scoateți din voi sau să rezolvați în voi acea relație dintre... Nu contează dacă ai copil, n-ai copil, până la urmă, la rândul tău, ai fost copil. Și atunci și ai avut un părinte. Și eu mă gândesc la relația mea cu mama, de rezolvat. E din mai și multe de... perspective. Adică se poate aborda din foarte multe perspective și cu toți am fost copii până la urmă. Deci pe aceste două site-uri, dacă vor să afle mai multe, pe canal de YouTube mai fac interviuri când îmi permite timpul, promit că o să urc mai multe filmulețe, să am invitați, te aștept și pe tine în cadrul unui interviu. Și ce să zic, cei care vor să găsească, vor căuta și vor găsi. Mulțumesc, Alexandra, timpul nostru s-a epuizat pentru astăzi, vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Oameni frumoși, vă doresc să vă fie de folos vouă, cei care ne-ați urmărit, dar și nouă. Să aveți un weekend frumos, seara bună! Mulțumesc!